Astăzi, consilierii locali municipali în frunte cu primarul au semnat declarațiile de unire a României cu Republica Moldova. Constantin Toma a dat citire cu vădite emoții declarației de unire. Declarația de unire a municipiului Buzău cu Republica Moldova la data de 15 martie 2018. În numele cetățenilor buzoieni, noi, consilieri locali și primarul municipiului Buzău, proclamăm unirea simbolică a Buzăului cu Republica Moldova. La 100 de ani după ce buzoianul nostru, Alexandru Marghiloman, în calitate de președinte al Consiliului de Ministri, primește la Chișinău, în sfatul țării, declarația de unire a Basarabiei cu România, suntem obligați să sperăm că într-o zi totul va fi la fel. Iar cuvintele rostite atunci de Alexandru Marghiloman vor rămâne pentru totdeauna întipărite în sufletul poporului român. În numele poporului românesc și al regelui României, cu adâncă emoțiune și cu falnică mândrie, iau act de hotărârea guasii unanimă a sfatului țării. La rândul meu, declar că de astăzi înainte Basarabia este pentru vecie unită cu România. În aceste clipe mari, să ne închinăm cu smerenie în fața geniului rasei noastre, care după o despărțire de un veac și mai bine, găsește singur calea firească să o ducă la mântuire, calea firească arătată de istorie. Să ne unim cu toții inimile și să strigăm: trăiască România, una și nedespărțită! Semnează consilierii locali care au votat pentru semnarea declarației de unire. La întâlnirea a participat și preotul Mihail Milea, recunoscut pentru strădaniile sale de unificare a celor două state. Astăzi, preotul a vorbit despre simbolistica acestui moment. Biserica este Maica Neamului Românesc, spune Măria sa Mihai Eminescu. Vin din Basarabia, unde am fost cu binecuvântat înalt preasfințitul Ciprian, patronul său și Vrancei, la Soroca, care a fost prima localitate alături de Bălți, care a semnat pe 13 martie această adeziune de unire cu patria mamă, România. Ceea ce se face astăzi la Buzău, în această cetate, este un act istoric. Unirea se va face pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. De vreme ce a dat aceeași limbă, aceeași cultură, aceeași credință, avem aceiași voievozi, poeți, cărturari, unirea este făcută, doar noi astăzi confirmăm această voință a poporului pe care mai mari noștri politicieni trebuie să o aprobe și ei în sfatul țării, Parlamentul României. Vă binecuvântăm pe toți, vă îmbrățișăm pentru acest curaj, să luptăm împreună pentru acest mare adevăr istoric. Basarabia este românească, este a românilor, din împreună cu Bucovina și toate ținuturile care formează străveichea dacie mare și frumoasă pe care Burebista a reușit să le unească. Primarul Constantin Toma le-a declarat jurnaliștilor că astăzi a avut loc un moment istoric și în Republica Moldova, acolo unde primarii din 100 de localități au semnat astfel de declarații de unire. Este o zi istorică pentru municipiul Buzău, era o datorie de onoare pentru noi, după ce peste 100 de localități din Moldova și-au declarat unirea cu România, era și de datoria noastră, localitate din România, municipiul Buzău, să ne declarăm unirea cu Moldova, unirea cu Basarabia. Era o datorie de onoare pentru că acel moment extraordinar, 27 aprilie 1918, a fost făcută sub conducerea, sub coordonarea lui Alexandru Marghiloman, președintele Consiliului de Ministri atunci, buzoian, care a reușit să proclame în numele populației, în numele poporului român și a regelui Ferdinand I, să proclame unirea pentru totdeauna cu
României cu Basarabia. Momentul de astăzi a avut loc în contextul evenimentelor prilejuite de centenar. De asemenea, sâmbătă, la ora 10, sunt așteptați să sosească la primăria Buzău mai mulți primari din Republica Moldova care au semnat astfel de documente.